Noi accidente de muncă cercetate de ITM Gorj. Doi angajați a două societăți ce își desfășoară activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu au ajuns la spital după ce au fost accidentați la locul de muncă. O femeie de 53 de ani, brutar, în timp ce spăla fierbătorul de covrigi în unitatea în care lucra, a căzut de la o înălțime de 180 de centimetri, lovindu-se puternic la cap. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Gorj pentru acordarea de îngrijiri medicale. Un alt bărbat de 44 de ani, angajat al unei societăți ce se ocupă cu creșterea și prelucrarea cărnii de pui, a fost accidentat de un motostivuitor în timp ce executa manevra de mers înapoi. Și în acest caz, victima a fost preluată de către o ambulanță și transportată la Spitalul de Urgență Târgu Jiu. ITM mai face cercetări și în cazul morții unei asistente medicale de la spitalul din Bumbești-Jiu, care a făcut infarct miocardic la intrarea în tură. Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic din Craiova, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, declarând decesul acesteia.